Domnule primar Gheorghe Românu, ne aflăm la Anina într-o zonă frumoasă, zonă pitorească, aceea Mărghitașului, unde primăria, așa cum am aflat tot de la dumneavoastră într-o conferință anterioară, are planuri mărețe și importante pentru comunitate și pentru dezvoltare în zona turistică. Vă rog să ne vorbiți despre evenimentul de astăzi, 21 octombrie, de aici, de la Mărghitaș. Ce conotație are el și, bineînțeles, ce conotație are el și pentru dumneavoastră, în mod special? Da, într-adevăr, astăzi, 21 octombrie, la inițiativa câtorva pensionari minieri, am ținut să facem această întâlnire. S-au adunat, după cum ați văzut, în jur la vreo 50 de minieri, minieri care și-au luat pensia de la mină și cu acest prilej vom putea depăna amintiri, vom putea să discutăm tot felul de probleme despre minerit și despre tot ceea ce a fost odată mina. Pentru dumneavoastră, că a fost conducător de unitate minieră, ce reprezintă astfel de întâlniri, de inițiative? Da, într-adevăr, deci apuca și pe mine nostalgia din toți acești oameni care s-au adunat aici. Vă spun că mai mult de trei sfert am lucrat cu ei în acea perioadă a anilor 90. Sunt toți oameni neașezați, sunt oameni cu care am putut da pe vremea aceea acea faimoasă producție de cărbune pe acel faimos tip de cărbune, huila noastră de Anina. A murit definitiv mineritul Anina? Eu știu dacă a murit definitiv mineritul Anina. Ce pot să vă spun este că încă subsolul nostru deține rezerve mari de cărbune. Atât cărbune cât și acest șist bituminos, în care, după cum știți, este înmagazinat miliarde de metri cub de metan, de gaz metan. Deci la noi mineritul în zonă, din punct de vedere al rezervelor geologice, nu se poate spune că a murit. El a murit doar din punct de vedere al exploatării acestui tip de cărbune, huila de Anina. Practic așteptați un guvern care să pună în practică proiecte noi tehnologice pentru minerit, atât în țară cât și la Anina. Eu știu dacă așteptăm un nou guvern, noi așteptăm de fapt o strategie de dezvoltare a țării și pe bază de resursele minerale utile pe care țara noastră încă le deține cu prisosință. Dacă se deschide mina Gheorghe Românu, ce face? Rămâne la primărie sau merge să conducă unitatea minieră? Da, inima mea e spre minerit, spre profesie, spre cu atât mai mult că dacă s-ar deschide, vă dați seama ce s-ar dezvolta înainte.